Polițiștii mehedințeni au efectuat în ultima perioadă mai multe acțiuni pe raza județului Mehedinți. Așadar, în trafic pe drumul național 6, polițiștii rutieri au oprit o auto utilitară înmatriculată în județul Olt, în care se aflau aproximativ 600 de kilograme de produse prefabricate din carne. Polițiștii au constatat că șoferul în vârstă de 34 de ani desfășura acte de comerț ilegale cu persoanele cărora le comercializa produsele, societatea în cauză fiind sancționată cu suma de 8.000 de lei. În cadrul raziei au mai fost identificați și conducători auto care transportau produse de panificație și patiserie fără a avea documente legale. Produsele au fost confiscate. De asemenea, într-o acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, polițiștii au controlat peste 600 de autovehicule fiind reținute sau retrase, mai multe permise de conducere și certificate de înmatriculare. În trafic pe drumul național 6, polițiștii rutieri au oprit o auto utilitară înmatriculată în județul Olt, în care se afla cantitatea de aproximativ 600 de kilograme produse prefabricate din carne. Din verificările întreprinse s-a stabilit că șoferul în vârstă de 34 de ani desfășura acte de comerț ilegale cu persoanele cărora le comercializa produsele. Societatea în cauză a fost sancționată cu suma de 800 de lei. 8.000 de lei. Tot în cadrul raziei au fost opriți în trafic mai mulți conducători auto înmatriculați în județul Gorj, care transportau produse de panificație și patiserie, fără a fi însoțite de documente legale, fapt pentru care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor cantitatea de 500 de produse de astfel de produse. Prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere a fost un alt obiectiv pe care polițiștii l-au urmărit în cursul zilei de astăzi. În urma raziei au fost controlate 680 de autovehicule, fiind reținute în vederea suspendării sau anulării 15 permise de conducere și au fost retrase 7 certificate de înmatriculare, instituite pe toate sectoarele drumului național și județene 25 de filtre. Polițiștii au constatat 20 de infracțiuni și au aplicat 452 de sancțiuni contravenționale în valoare de 60.000 Pe raza județului Mehedinți au avut loc mai multe percheziții săptămâna aceasta, în urma cărora polițiștii au identificat mai mulți cetățeni care dețineau cartușe de vânătoare cu elice și două arme de vânătoare, produse cerealiere, zahăr, ulei sau băuturi răcoritoare în vederea comercializării în mod nelegal, dar și pachete cu țigări netimbrate, alcool sau cafea. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au identificat doi bărbați de 34 și respectiv 68 de ani în comuna Ilovăs, care dețineau ilegal la domiciliu cartușe de vânătoare cu alice și două arme de vânătoare dezasamblate. La domiciliul unui bărbat de 63 de ani în comuna Șovarna, polițiștii au descoperit cantitatea de 3500 kg de produse cerealiere, 100 de kg de zahăr, 80 de litri de ulei și peste 450 de litri de băuturi alcoolice și răcoritoare, stabilind că acesta desfășoară acte de comerț fără a respecta cadrul legal. Totodată, polițiștii au descoperit la locuințele persoanelor vizate cantitatea de 30.000 de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător, 15 litri de alcool și 20 de kilograme de cafea.